Iarna este anotimpul în care mulți șoferi își testează îndemânarea în trafic. Odată însă cu topirea zăpezii, concentrarea se mută la gropi, iar în Baia Mare, fie că este vorba despre un bulevard intens circulat sau o stradă adiacentă, gropile și-au făcut prezența precum ciupercile după ploaie. În această perioadă a anului, mecanicii sunt la mare căutare. Odată ce zăpada a dispărut de pe carosabil, mașina ajunge în serviciu. Între ei și acest băimărean. După câteva gropi luate în plin, drumul l-a dus la servis pentru o constatare a problemelor. Chiar dacă dispune de un buget de 3.000 de lei, suma nu îi va acoperi lucrările de reparație pentru direcție și suspensie. Constatarea din partea mecanicilor a fost un pic peste. Eu înțeleg necesarul dezăpezirilor, dar poate autoritățile ar trebui să găsească o modalitate de a dezăpezi sau a combate poleiul care să nu fie așa distructivă pentru carosabil. Costurile de reparație diferă în funcție de avaria suferită la mașină. Dacă intri cu viteză, poți să scadă și rota jos. Deci, că ești din aluminiu și aluminiul la un moment dat, la forța mare și la groapă, poate ceda. Iar pentru a evita o programare la servis, șoferii trebuie să fie foarte atenți în trafic. Cum îți gropile din Baia Mare? Apar foarte repede și sunt foarte multe. Trebuie să facem slalom printre ele, n-avem ce să facem. Ferim una, dăm în două. Suspensiile la două luni trebuie schimbate. Gropile vor fi cârpite abia la primăvară. Până atunci, șoferii trebuie să se resemneze cu situația ori să circule pe jos.